Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pe aceea așteaptă o mulțime de evenimente în noiembrie. Unii dintre ei vor mulțumi cerului că sunt reprezentanții zodiilor. Cu sprijinul celor dragi, vei putea depăși orice adversitate. În sfera dragostei, totul va începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru a-ți oferi încredere, ai grijă de transformarea aspectului. Adevărat, pentru racii tipici, ultima lună de toamnă poate fi asociată cu intensificarea pasiunilor. Și în acest sens, cea mai disarmonică perioadă este înregistrată de la 1 noiembrie până la 12 noiembrie, când vor predomina aspectele astrologice negative. Dragoste, în sfera romantică, racii sunt în regulă. Luna aceasta, familia le va fi sprijinul în perioadele de adversitate. Desigur, în acele alianțe care au existat de mult conflicte, sunt probabile unele escaladări, uneori vei simți depresie severă și oboseală. Problemele de zi cu zi te pot a dezechilibra și pot a deveni provocatoare de noi argumentări. Dacă te poți liniști și te vei întoarce la pasiunea anterioară, atunci mergeți împreună într-o evadare romantică. Aici vei vedea că totul se va rezolva. Pentru racii singuri, astrele promit cunoștințe promițătoare, dar bărbații nu sunt sfăduiți să compare pe cea lasă cu femeia principală din viața lor, mama. Este timpul să crești și să-ți asumi responsabilitatea pentru acțiunile tale. Pentru a consolida relația pe care o ai deja, trebuie să mergi înainte. Gândește-te! Poate este timpul să vă mutați într-un singur spațiu de locuit sau să aplicați la oficiul de stare civilă. Multe cupluri ar trebui să se gândească la completarea familiilor cu urmași. Sănătatea. Racul ar fi păcat să se plângă de sănătate. Acum tonul tău energetic va fi în top. Astrele nu te sfătuiesc să exagerezi cu activitatea fizică, mai ales la începutul lunii. Există riscul de exacerbare a bolilor cronice ale sistemului musculoscheletic. Extrem de atente trebuie să fie persoanele cu boli ale coloanei vertebrale. În prima decada a lunii noiembrie, există șansa de a suferi o accidentare. După 15 noiembrie, riscul de otrăvire cu alimente de calitate slabă va crește, așa că alege cu atenție produsele și acordă atenție datei de expirare va fi util să treci pe la o examinare preventivă și să începi să iei vitamine. Mulți se pot confrunta cu descoperirea unui nou diagnostic, dar poți fi sigură că totul este ușor de tratat și va trece fără consecințe. Pentru a-ți ridica stima de sine, ai grijă de transformarea aspectului. Orice procedură efectuată de un cosmetolog va avea succes. Dacă vrei să-ți schimbi radical cu atunci se recomandă după 25 noiembrie. Banii, la locul de muncă, racii vor trebui să se concentreze pe cum să urmeze ordinele superiorilor cât mai clar și corect posibil. Cu asta abordare, progresele în carieră sunt probabile de la mijlocul lunii. După 10 noiembrie, există posibilitatea ca reprezentanții semnului să primească profituri neașteptate, de exemplu, o moștenire neașteptată de la o rudă îndepărtată. Este important să ai decizia corectă și să nu irosești aceste fonduri, să le investești într-un proiect profitabil sau cel puțin să le lași drept economii. În acest caz, pe viitor, rezervele pentru o zi moșorâtă te vor ajuta să eviți o criză financiară. Noiembrie este potrivită pentru a găsi un nou loc de muncă, menținând în același timp profilul principal al activității tale. Este posibil ca prietenii apropiați să te ajute în această problemă. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune, și o etalare de tarot? Te aștept!